Salutare boșilor, salutare și bine ați revenit la un nou gameplay din FS19 single player. Boys, avem niște treabă. M-a prins noaptea, este 1 și 3 minute, dar bineînțeles că o să dau timpul puțin pe mai rapid. După ce, o să vă arăt și după ce. Eu pe terenul, hai să dau și eu peste așa. Eu pe terenul 11, what, deja e gata? Wow, mare, doar o trecere. Am pus două UTB-uri, am pus boabe de soia. Și acum ce fac eu este să mă duc cu această combină. Puteam să o resetez sau puteam să nu-i dau drumul la filmare până nu voi ajunge pe terenul unde trebuie, dar am zis că bă, hai să mai facem și noi trebușoara asta. Vreau să mă duc cu această combină pe terenul 18, pentru că din câte știu, da, deja s-au blocat pentru că sunt bot-în-bot și așa mai departe. Așa. Eu vreau să mă duc pe terenul 18 pentru că aici avem niște orz. Și da, nu l-am recoltat până acum. Eu pe două terenuri, pe terenul acesta unde în momentul de față avem cele două UTB-uri, am pus boabe de soia. Mai avem încă un teren cu boabe de soia, așa că e pe bine. O să faci și niște bănișori cu boabele de soia. Imediat o să dau și timpul pe rapid, pe 120, să mi se facă și mie ziolică frumușel, să-mi crească și mie cultura boabele de soia, da, frumușel. Și după aceea trebuie să și dăm cu var și trebuie să mai și fertilizăm a doua oară, pentru că este doar fertilizat odată atunci când punem noi, să zicem, semănăturile la treabă. Bun, ca să nu vă plictisesc cu făcutul, adică cu trăieratul, o să dau eu pe Hășuleanu, o să se ducă singurel și acum hai să mergem noi la astea de aici. Ia uite-le, uite-te și tu la ele. Bun, ăla e gata, ăsta e gata, perfect. Bun, hai să mergem acum, ăsta a terminat. Da, normal că a terminat. Hai să mergem acum să ducem... eu mai aș avea un teren de făcut care este 13. 13 este destul de mare, pe 13 nu avem absolut nimica. Așa că... hai să ne băgăm noi pe 13 la făcut. Trebușoară. Văd că partea asta nu mi-a luat-o, dar nu este nicio problemă. O să mă bag direct pe boabe de soia. Hai să-i dăm noi cu Hășuleanu. O să mă duc și la celălalt UTB. Nu o să mai dau timpul pe rapid în momentul de față. O să-l mai lăsăm puțin de la să prindem și noi chestia asta, să vedem mai bine. Și așteptăm puțin de la. O să vă arăt și câteva UTB-uri. Imediat o să vedeți și treaba asta. Bun, hai să mergem să punem și UTB-ul ăsta la treabă. Punem amândouă UTB-urile, așa vom face și noi treabă mult, mult, mult mai repede. Am dus la fabrica de zahăr niște trestie și niște sfeclă, pentru că eram deja aproape pe zero. Deci era destul de nasol. Deci, da, aici era bine să dau eu totuși cu discul. Da, hai că nu-i problemă, până la urmă merge. Punem lucrătorul automat și aici. Bani avem, deci nu suntem rău deloc, avem 300 de mii de euro. Da? Mai avem niște... hai să dăm cu Hășuleanu. Mai avem niște zahăr și așa mai departe. Bun, deci hai să vă arăt și eu statusul cum stă pe aici și toate cele. Avem pe 11, avem pe 13, care îl punem în momentul de față. Avem și pe 12, deci 11, 12, 13, boys, avem boabe de soia. 18, ăsta n-are nicio treabă, merge frumușel. Eu pe aici nici nu știu ce am, pe aici am o remorcă, pe aici am altă remorcă, numai nebuneală. Bun, hai să mergem la găini să vedem cum stă treaba pe aici, curățenia suntem bine, grâul este ok. Bun, hai să vă arăt o chestiune. Mergem frumos și el la shop,
Nu am cumpărat, dar o să cumpăr, adică nu o să cumpăr, ci o să le închiriez. Așa, dacă vă interesează aceste UTB-uri, aveți link în descriere. Dacă mergem frumușel la, cred că sunt la medii, cred. Bun, hai să căutăm acum UTB-urile. Avem un nu știu care e ăsta. Ăsta este la normalul? Da, deci nu este ăsta. Nu, nu este la medii. La mici cred că am eu toate UTB-urile, nu? Stai așa că nu mai știu. Băi, mă, crezi că nu mai știu? Stai, mă, de ce am ieșit? La mici. Hai să mergem la mici. Da, cred că aici trebuie să fie. Bun, hai să ne uităm acum la niște UTB-uri noi. Avem câteva, avem 3 sau 4 UTB-uri noi, boys. Avem UTB-ul acesta, un Universal 650 Cap FS19. Este destul de frumos, deci chiar este șmecher rău de tot. E fain. E fain, avem o găleată, găleata asta, bineînțeles, este animată, se mișcă și așa mai departe. Prețul la acest UTB este de 7500 de euro și de închiriere 382. Putem să-i punem și girofar, bineînțeles. Nu luați în considerare că se mișcă în momentul de față UTB-ul, pentru că nu are nicio treabă. Nu o să-l închiriez acum, pentru că nu o să îl vedeți, o să-l închiriez atunci când o să fie ziua. Deci ăsta este primul UTB. Hai să mergem și la următoarele UTB. Avem UTB-ul ăsta, un Universal 650 D14. Ăsta este. Deci după cum văd sunt, este un tractor ca o oricare. Jointsile sunt luate de pe alt tractor. Și bineînțeles ce văd pe aici, toba este ruginită complet și văd că are grila și masca negre. Deci și ăsta, care bineînțeles îi putem pune și girofar frumușel, adică hai să punem și fără și ne costă 29.999 pentru cumpărare și pentru încăriere 1500. Are 150 de cai putere, 40 de km pe oră. Putem să-i punem girofar fără nicio problemă și putem să-i punem și aripi. Cu aripi sau fără aripi, cum vreți voi. Bun, mergem la următorul, care este un Universal 650 de 15. 150 de cai putere și 37 de km pe oră. Toate astea sunt, toate trei sunt convertite din FS17. Avem, bineînțeles, girofar sau fără girofar. Prețul la acest UTB ne costă 16.500 de euro și 841 de euro de închiriat. Avem aceeași grilă pe față și mască neagră și bineînțeles avem aripa asta care este roșie. Bun, mergem la următorul, hai să vedem pe unde este ăsta. Este un Universal 650 de 16. Bineînțeles tot 150 de cai putere, 37 de km pe oră și bineînțeles îi punem, putem pune și girofarul. Sunt majoritatea toate la fel, este făcute, este convertite de același băiat. Grila este aceeași, deci toate este pe bine. Ne costă închirierea 848 de euro și cumpăratul acestei UTB 16.629. Când o să se facă ziua, o să le închiriem pe toate. Astea sunt cele noi, da? Și când o să se facă ziua, o să dau timpul pe rapid să le vedeți și voi. Bun, combina asta este deja plină. Așa că mie îmi trebuie ăsta. Hai să mergem cu Hulk plus-plusul frumușel. Mergem și descărcăm combinuța. Avem niște zahăr pe aici, avem niște bere pe aici care încă nu este terminată. Niște paleți de bere. Avem de așteptat, deci încet, încet facem trebușoară ca lumea. Vreau să mă uit acum la fabricuțe, cât timp se descarcă acest orz. Eu vreau să mă uit la fabrica de bere, să văd cum suntem. Deci avem și orz, avem și apă, 78% orz, ceea ce este ok. Și hai să mergem și la fabricuța asta care avem și la ea 85. Nice!
Superb. La zahăr toate bune, toate frumoase, deocamdată, da. Și hai să mergem și la suculeanu, niciodată nu am vândut, avem destul de mult aici, dar merge foarte, foarte, foarte greu sucul. Deci se face foarte greu. N-avem ce face, asta este. Bun, hai să opresc motorul la acest Hulk plus plus și cred eu, ia stai puțin. Eu ziceam să așa, că cineva, eu mă uitasem la, unde era, la asta, care este rumeguș, este 108.000 de euro. Eu vroiam să vând lemne și cineva în... un abonat în comentariu mi-a spus că e la gutter și hai să căutăm unde este gutterul. Deci gutterul, după cum văd, la lemne, dacă ne uităm pe aici, avem bumbacul care este 1900 de euro, mamă ce de bani. Avem lână, cred, să zicem așa, și cam atât, nu mai avem absolut nimica. Deci oarecum eu nu știu unde este să vindem copacii, adică lemnele. Bun, înțeleg că asta este rumegușul. Dar oarecum, nu știu, mi se pare puțin ciudat. Bun. Vreau să mă uit să vedem, stai așa, aici, vreau să mă uit la ouă, să vedem ce prețuri avem de 3500 în niște ouă. Să vindem, să nu vindem, suntem așa și așa, deci totul este pe bine. Bun, hai să mergem acum la... zahăr. Vreau să vă arăt zahărul ce avem noi pe aici. Hai să vedem pe unde este acum, pe unde l-am mai pus. Cred că l-am pus pe aici. Avem niște zahăr pe aici. Avem două remorci. Deci avem zahăr paleți. Uite ce de paleți de zahăr. Nice, nice, nice. Așa. La fabricuța de suculeanu avem doar paleții ăștia, deci n-avem ce face. Avem de așteptat și la ceilalți avem de așteptat, deci foarte, foarte greu, boys, foarte, foarte, foarte grea treaba asta. Bun, eu vreau să dau timpul puțin pe rapid să pot fertiliza 12-le, pentru că îmi trebuie, dar cum vedeți este în prima cultură și nu prea ar merge. Așa că la ce m-am gândit este următoarea chestiune. Dacă ne uităm noi aici, nu aici, așa, eu de împrăștiat var trebuie să dau pe 12 și pe 11. Așa că hai să luăm noi UTB-ul ăsta frumușel de acelișa. Wow, s-a oprit nasoală treaba. Nasolie treaba, am rămas cu un UTV fără sămânță. Bun, hai să luăm noi răgălia asta de aici. Wow, avem îngrășământ. Eu nu vreau îngrășământ, dar nu pot să-l dau jos. Ba da. Gata, mă. Aveam niște îngrășământ pe aici și eu nu prea aveam ce face cu acel îngrășământ. Eu trebuie să vin frumușel aici, mai ales că nu ne-a bani și este superb. Și pune cu var, boys, dăm cu var, dăm cu var. Mergem să pe cele două terenuri, o să dau pe lucrătorul automat, frumușel. Și între timp eu mă voi duce și la UTB-ul care a rămas fără semințe, pentru că nu mai face nimic în momentul de față. Avem un UTB aici cu încă una din asta, care asta este cu îngrășământ. Deci aici avem îngrășământ. Yep, am ținut cont. Aici avem îngrășământ, trebuie să mă bag oricum pe îngrășământ cât de repede posibil. Adică nu repede, încet, încet, dar atunci când... vom avea puțin cultura mai bine. Bun, hai să dăm noi cu B-ul, să începem să dăm cu B-ul frumușel și hai să dăm și cu H-ul. A terminat? Wow, nu vine să cred. Mamă, 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 deci amândouă UTB-urile, boys, au rămas fără îngrășământ. Deci ăsta a rămas fără îngrășământ și celălalt, nu știu dacă a rămas tot fără îngrășământ sau a rămas cumva, fără semințe. Nu știu ce să zic, nu știu ce să cred, dar asta, bineînțeles, o vom vedea. Imediat, bun, imediat o vom vedea. Dar prima și prima dată trebuie să mergem cu acest UTB.
să îl să încărcăm cu ce trebuie. O să pun și niște semințe să fie 100% și o să mergem și după aceea cu celălalt UTB să vedem la ce a rămas. Dar cred că și celălalt UTB a rămas tot fără semințe. Cu siguranță. Hai să luăm îngrășământul ăsta de aici. Mamă, și tot a rămas. Ești nebun. Nu mă așteptam. Bine, într-adevăr, este și foarte mult îngrășământ în, în ce mi-a rămas mie. Bun, hai să dăm cu... Gata. Am făcut și treaba asta. Mamă, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Văd că până acum nu prea am avut lag. Am avut doar acum puțin tel de tot. Dar nu știu de la ce. Ok. Apropo, nu uitați să dați un mare like la această serie dacă vă place. Nu uitați de un subscribe sau de o abonare, cum vreți voi să-i spuneți. Nu uitați de clopoțel, așa vă va da de știre când voi posta ceva nou pe canal. Și acum să mă uit eu cam pe unde trebuie să încep, că nu mai știu. Ok. Hop, stai. Aici. Am văzut că este aici. Bun, hai să îl așezăm frumușel. A, fix aici. Nice. Îi dăm cu hășuleanu și hai să mergem la ăsta, care ăsta tot cu tot fără îngrășământ a rămas. Da. Avem utilajele astea pe aici frumos care așteaptă, nu fac absolut nimica în momentul de față, cele de forestry. Mamă, dar ce n-aș păi să lucrez pe noapte? Deci, jur, nu-mi place și mai ales așa de la volan. Nu se vede absolut nimic. Băi, dar nimica nu se vede. Uitați-vă și voi. Dar îmi place cerul. Chiar îmi place cerul. Wow, este superb. Superb. Bun, hai să nu mai ne ducem noi pe drum și hai să o tăiem direct prin cultură. O să trebuiască să trec eu acum prin var. Bă, dar ăla n-are lumini? Mi se pare așa că n-are lumini. Ia uite varo. Fine, mă, fine. Ce vrei mai mult de atât? Bun, hai să mergem să încărcăm această semănătoare din nou. Bineînțeles că și asta o vom face la fel ca și cealaltă. Și îngrășământ, și semințe. Îngrășământul luăm de aici de jos. Să nu ne enerveze aici pe drum pe noi. Opa, stai că mai vrea puțin în ăsta. Ok, bun, hai să dăm în următorul. Și o să mai iau încă puțin din el și încă puțin din celălalt. Băi, dar de fiecare dată aici în zona asta am puțin lag. Oricam prea multe pe aici. Uite, vezi? Acum nu mai. Deci cum scap de aici, acum deja nu mai am treabă. Ok, nu-i problemă. Mergem frumușel. Nu pot să dau timpul pe rapid din cauza că pun aceste boabe de soia pe terenul 13, care este un teren destul de mare și eu dacă dau timpul pe rapid, îmi va crește doar în părți și pe jumătate nu va fi nimica, pentru că pur și simplu, na, e normal, nu? Dar nu este nicio problemă. Mergem imediat și vom închiria acele 3 UTB-uri, 4, pardon, 3? 4, da, 4. Și le veți vedea și voi așa în mare parte cum este. Bineînțeles că o să aveți linkul în descrierea acestui gameplay pentru cele 4 stai așa, unde este? Trebuie mai încolo. Pentru cele 4 UTB-uri noi. Ah, e fix aici. Nice. A? Unde ești, mă? Băi, mă crezi că nu știu? A, puțin mai încoașe. Bun. Ca ce? Ce-a făcut? Rezervorul este gol. Băi, dar mă crezi că nu văd? Iar nu mai văd. What the hell? Mai încoace? Ia? Deci nu știu. Fai de capul meu. Bă, mai încolo. Mai? Aha, am găsit-o. Mamă, dar unde eram eu și unde l-am pus? Vai de capul meu. Bun, hai să mergem puțin mai încolo. Uite aici trebuie să fie. Yep, acum îl văd și eu.
Aha, gata. Am găsit-o unde este treaba. Bun, hai să-i dăm cu Hășuleanu. Ăsta ce face? Nu face nimica. Stă de pomană. Stă de pomană. Bun, hai să luăm noi hal plus plusul și să mergem să descărcăm combina. Frumușel. Cel care mi-a apărut că este gol și așa mai departe, cred că a rămas fără var. Nu mai avem var. Nice. Îl oprim. Da, cu siguranță. Yep, așa este. Mama, a crescut cultura. Da, hai să mergem să luăm niște var. Punem din nou UTB-ul la treabă. Băi, dar nu știu ce a făcut aici. Nu se mai vede din cauza că a crescut cultura. Aha, și eu acum trebuie să vin cu celălalt UTB să dăm cu îngrășământ. Opa, scuze, nenea, n-am vrut. Bun, dacă trebuie să dau cu îngrășământ, hai să stau în spatele la asta, că eu trebuie să fac dreapta. Bun, avem acolo toate frumoase și bine și frumoase puse și tot ce trebuie. Bun, mi-l ia de aici? Nu mi-l ia, mă. Bun, dacă nu mi-l ia, stai că dăm noi în spate până dăm în el. Uite așa, dăm cu var. Da, te rog, punem var aici. Vreau văruțul, văruțul, dăm cu var, hai. Gata. Acum hai să mergem frumușel la dat cu var în continuare. Nenea, se desparte, nenea. Bine, este vina mea pentru că eu nu mi-am ținut partea. Da, hai că nu-i problemă. Bun, hai să ne uităm acum să vedem pe unde trebuie să mai dau cu var. Bun, cred că o să dau fix aici. Da, de aici este trebușoara și hai să-i dăm noi cu văruțul Hășuleanu și lasă-l să se educă. Bun, până atunci hai să mergem noi la Șopuleanu și să închiriem, dar știi ce? Eu la shop. Unde ești, mă, shop-ul? Nu pot să-l... Ba da, mă, pot să-l cumpăr, uite. Dar pentru ce trebuie mie shop? Nu prea trebuie. Dar eu, nu aici, aici. Dacă mă duc la diverse, cred că aveam, nu? Sau la, ba da, la diverse, aici. Să iau niște lumini de-astea. Eu nu pot să le pun aici? Nu, pentru că nu dețin acest teren. Da. Ok, bun. Dacă nu deținem, hai să facem noi niște achiziții. Mergem frumușel. Băi, dar de ce vin aici mereu? Nu știu, când eu trebuie să mă duc la mici. Bun, hai să luăm prima și prima dată UTB-ul ăsta. O să le iau fără girofar. O să le închiriez pe toate. Pentru că acum, în momentul de față, avem niște bănuți. Și este ok. Bun. Primul UTB, boys. Ăsta este UTB-ul. Este... Na. Aici cum se vede? Tot la fel. Ce scrie aici? Made în... Roman, mă rog, trebuia să scrie romanii, dar cred că trebuia partea asta puțin, da, și România, vezi? Numai că partea asta trebuia puțin mai încolo. Ah, ok, ok. Deci ăsta este UTB-ul, boys, un 650, frumușel aici. Îmi plac că dacă sunteți atenți la farul ăsta, este așa cu negru, cu roșu, o să-l vedeți când îl veți descărca voi. Bun. Interiorul, boys, este așa frumușel, deci, na, nu este cine știe ce, dar este ok. Aici nu știu ce e. Ah, cred că bate lumina. Bun, hai să punem și noi niște lumini. Avem frumușel luminile, avem lumini pe spate și, bineînțeles, avem și lumină pe față. Și parcă în interior nu avem, nu? Ba, da, avem și în interior. Bun, avem semnalizările obligatorii, da? Avem clanxonul și hai să-l pornim. Deci cam toate sunt la fel, să spunem. Hai să dăm așa mică o tură. Prinde 37 de kilometri, deja am 30 și 7. Am prins 37 de kilometri pe oră. Hai să le așez și eu pe undeva. Op. Prin zona... Oh, stai că nu pot aici. Mă gândeam că pot să trec și eu pe aici, pe undeva. Dar văd că nu. Ca să, nu știu, să le așez frumoșel, să le vedeți și voi una alta, așa la lumină. Uite că avem o lumină aici. Și cred că aici le vom pune toate UTB-urile. Toate patru UTB-uri.
Bun, asta este primul UTB. Avem și la asta găina, ușor, găleată. Bun, hai să stingem luminile, să stingem motorul. Mergem la următorul, boys. Bineînțeles că după ce vi le voi arăta, o să le înapoiez. Bun, hai să-l închidem și pe ăsta. Hai să îl închiriem și pe ăsta, fără aripi sau cu aripi. Hai să-l luăm cu aripi. Nu știu de ce, parcă îmi place mai mult. Așa, și hai să ne ducem și la ăsta. Nu mă costă foarte mulți bani. Suntem pe business. Bun, hai să ne dăm jos și hai să mergem la UTB-uri. Aici avem UTB-urile frumușel. Ia uite-le. Ia uite-le pe partea tata. Bun. Hai să-l luăm pe ăsta de aici. Să nu ne deranjeze. Și bineînțeles, avem avarii. Avem și sus, avem și jos. Deci este superb. Lumini, bineînțeles, este aproape plin, bun, clanxonul și bineînțeles și interiorul, frumușel aici, nice, avem un ventilator dacă ne este frig, adică frig, au și eu, căldură, op, stai că avem niște lăguleți, s-ar putea să facă lag aceste UTB-uri, probabil, dar nu prea cred, sau da, nu știu. Bun, hai să mergem la următorul. O să lăsăm sau nu. Hai înainte să facem toată treaba asta. Mai are mult. Wow! Bun, lasă-l că mai avem de așteptat. Bun. Hai să mergem la următorul UTB. Ia uza-l, voice. Ah! Ce ziceți de acest sunet? Bă, da, am puțin lag, orică mi l-am cumpărat acum, ori nu pot să-mi dau seama. Avem avariile frumușel, avem și luminile. Ia uite ce clanxon. Nu știu dacă îl auziți bine sau trebuie să dau timpul sau să dau jocul puțin mai rapid. Mai, au și eu, sunetul puțin mai tare la joc. Da, cred că îl auziți. Dacă nu-l auziți, o să îl auziți voi când jucați cu el. Bun, hai să-l oprim. Nice. Ia uzi. Zici că se neacă. Deci zici că se înneacă UTB-ul. Bun, hai să mergem și la următorul care arată așa. Avem lumini. Op. Mă enervează chestia asta. Ia uite ce fain e. Mă enervează atunci când avarii, bineînțeles, frumușel. Și bineînțeles și interiorul. Avem acolo, mă rog, nu se vede pentru că, da, este noapte, dar... Ia uzo! Bun, hai să mergem și cu asta într-o parte. Avem găleata asta care se mișcă. Ia uite găleata. Și pot să văd și eu în interior, da, cât de cât. Avem acolo aici niște scule, una alta, avem pe unul pe aici, avem o geantă. Nu-i rău deloc. Bun, ne oprim aici, boys. Sper că v-a plăcut și acest gameplay și un mic review la aceste UTB-uri. Nu uitați să dați un mare like și noi ne revedem în următorul episod. Așa că, boys, aveți grijă de voi și numai bine, pa, pa!